Domnule, mie la grătar mi se pare lucru mare, micul. Și ca și cruditate, roșia. Roșia carne de porc. Bineînțeles, e foarte importantă și carnea de pui. De pui ceafă, de pui mușchiuleț, de pui cotlet, de pui pește, pastramă. Ce pui? Pui de baltă, de bălțată. Da, și miel. Foarte important e condimentul. Eu de obicei folosesc extract din sâmbure de struguri sau hamei. Sare. Sare din schemă cine nu e invitat. Piper după gust. Invitații. Invitații trebuie să se simtă bine, ca la ei acasă. De-aia eu le spun de la început. Nu vă sfiți să puneți mâna, să faceți treabă. Tu stai liniștit acolo și curăță cartofii, tu pune-te cu scaunele mai la umbră, tu întinde-te puțin și ia toporul, sparge niște lemne. Lemne și cărbuni în funcție de cantitatea de invitații. Oricum, după grătar vor rămâne lemne mulți. Furculițele. Furculițele sunt necesare, dar nu neapărat importante. La grătar se întâmplă să te mai frigi. Eu odată am organizat un grătar, am chemat multe persoane, m-am ocupat de aprovizionare și la sfârșit m-am cam ars la buzunar. Da, pentru că n-au participat toți invitații. Așa. După ce e gata carnea, ar fi bună și o salată. Dacă nu e salată, pâine. Pâinea e bună, mai ales dacă nu-i destulă carne. De-aia carnea la grătar se reglează din pâine. După grătar, ar fi bună o ciorbă. Mâine. Dacă și mâine tot grătar, poi mâine, dacă și poi mâine, și tot așa. Grătarul cel mai bun e dimineața, la prânz și seara. Iar cel mai rău e când nu ai timp să-l faci. Cunosc pe cineva care face grătare în fiecare zi. Da, are timp destul. E sudor. Depinde foarte mult cu ce băițuiești carne. Am un amic care, după ce a băițuit-o, n-a mai putut să o mănânce. Pentru că a folosit ceva de la Policolor. Nu. Aici nu-i vorba de reclamă, ci de prostie.